jucat și în primul tur pentru binele românilor, pentru unitatea românilor, în primul rând, pentru liniștea de care avem nevoie în țară, ca să putem să continuăm drumul bun pe care l-am început, pentru unitatea românilor. Cât de important considerați că e votul de astăzi și implicit prezența românilor la urmă? Este deosebit de important. Este un vot crucial. Eu pot să spun că este a doua revoluție, referindu-mă la 89, fiindcă avem de schimbat un regim care ne-a dus acolo unde cu toată lumea știe și o simte, mulți nu recunosc, dar o simt cu adevărat. Și de fapt este vorba despre continuarea sau oprirea unui regim dictatorial pe care l-am avut și care a fost tot timpul îndreptat împotriva oamenilor. Ce așteptări aveți de la noul președinte, oricare ar fi el? În primul rând să poată să termine cu totul cu acest regim. Să putem să devenim o țară normală, să putem să nu ne mai certăm cu vecinul, cu prietenul, cu rudele. A ieșit și în această campanie deosebit de urâtă. S-a accentuat și mai mult parcă lupta între oameni și invidia și ura și cearta. Tocmai aici va trebui să revenim la normal, este cel mai important lucru.